cred că nu greșesc dacă spun că este primul spațiu, cu toate că nu este inclus în lista primăriei, unde se vor vinde mărțișoare. Văd o aluzie destul de explicită, nu subliminală, prin simbolistică. Aceste șnururi care ne amintesc că vine primăvara și Mircea Romanescu ne surprinde astăzi cu aceste Fabergeuri, aceste cloazoneuri, aceste prețiozități, mici cantitativ, dar cred că sunteți în asentimentul meu de o excepțională factură plastică. De obicei, Mircea Romanescu aborda dimensiuni mai monumentale. Acum a venit cu lucrări proporționate cu mica noastră galerie. A gândit acest vernisaj ca un colocviu, ca o întâlnire în care așteaptă feedback-ul dumneavoastră și în ceea ce privește comentariile acestei expoziții. Eu nu sunt de regulă un vorbitor, cu atât mai puțin în seara asta, când am venit complet nepregătit, că știam că e 15 și va fi un vernisaj. Oricum n-am primit niciun e-mail, niciun telefon de la Mircea, dar eu vin și neinvitat. Dacă dorește cineva să mai intervină, vă gândiți pe parcurs. De fapt, el m-a întâmpinat așa cu, fără reproșurile întârzierii, m-a întâmpinat cu înțelegerea acestei simbolistici a primăverii. Eu mulțumesc pentru invitație, îmi cer scuze din partea tuturor, pentru că nu sunt un vorbitor obișnuit la vernisajele de expoziții. Dar pentru că Mircea Romanescu adeneori chiar m-a rugat să spun câteva cuvinte și acum a reînnoit rugămintea în fața dumneavoastră, aș vrea să vă spun un lucru.
intrând în sală și la intrare având peretele din față, mi-am spus, mergem pe calea pe care am pornit în formule noi. Și atât. Când m-am întors la peretele acesta, mărturisesc că am fost ușor șocat, mai ales că nu atât spunea de altfel domnul Potop că a abordat alt gen decât cel cu care ne obișnuise, dar sunt și peisaje și locuri care mie îmi spun, unele dintre ele cel puțin, Zlata ulița de la Praga sau înserarea aceea frumoasă printre turnurile orașului de aur, îmi spun foarte multe și trebuie să recunosc că domnul Romanescu ni le-a adus în fața noastră cu aceeași dragoste cu care am privit eu acolo locurile și ni le-a adus și ni le reamintește cu pasiune, nu numai cu dragoste, și formula găsită, iar mărțișorul arborat la una din lucrări, care ne vestește că totuși în pofida calendarului suntem în primăvară și merita ca, dincolo de dimensiunile riguroase ale peisajelor cu care ne-a obișnuit, să vedem și dimensiuni gingașe într-o interpretare nouă care să ne facă bucuria nu numai de anotimp, dar chiar și bucuria de a ne reîntâlni cu Mircea Romanescu în casele noastre. Pentru că aceste lucrări sunt efectiv o invitație de a ne bucura și la expoziție, dar și în particular de ceea ce artiștii plastici fac cu generozitate și spuneam și socotesc prilejul potrivit de expoziția lui Mircea Romanescu și rog și cer scuze chiar să fiu iertat de către unii care în mod categoric nu vor fi de acord cu mine, de la începuturile cenaclului artiștilor plastici din Neamț, nu numai din după 89, de la începuturi, mie mi se pare că artiștii plastici realizează în Neamț un lucru de consecvență extraordinară, de atragere și formare a unui public care cu adevărat a trecut dincolo de rama tablourilor și chiar privește și iubește arta plastică. Lucru abandonat de alte foruri culturale, lucruri abandonat de alte bresle culturale, să fiu scuzat că le spun așa, și care este dus mai departe cu consecvență de filiala noastră a UAP-ului de la Neamț, de expozițiile noastre, iar astăzi domnul Romanescu nu este decât confirmarea efectivă a acestui adevăr că arta plastică are multe de spus în viața cetății noastre, îl felicit pentru aceasta, mi-a făcut o mare bucurie și îmi face o mare bucurie și să sperăm că în continuare vom avea noi prilejuri de a gândi așa la arta plastică. Eu nu vă fac expuneri docte, nu vă spun punctele mele de vedere despre cutare sau cutare lucrare, care i-a plăcut sau nu i-a plăcut nu știu cui, ci vă spun pur și simplu de bucuria de a fi părtaș la un vernisaj plastic care ne înnobilează de fiecare dată. Mulțumim, domnule!
celor doi, celor două mari persoane care au vorbit înainte și care au, printre altele, au atins și punctele acestea ale, ale culturii. De fapt, domnul Bungheț, care a fost păstor din, de mulți, de mulți ani ai, ai culturii, cred că e una din persoanele cele mai îndreptățite să, să vorbească, să facă această sinteză. Sigur că această mică expoziție din seara asta, într-un spațiu atât de mic, dar care trebuie să-l luăm ca atare, că ăsta ne este dat, nu? Și-a propus miniatura care, dacă o găsim în Dex, este practic, se referă la pictură. Miniatura este o lucrare de artă plastică, ca definiție. Ea poate fi și în arta spectacolului, poate fi și în arta muzicală și așa mai departe, dar ea, ca definiție, se referă la arta plastică și în special la pictură. Și în afară de faptul că este o lucrare mică, de mici dimensiuni, ea mai este o lucrare lucrată cu deosebită meticulozitate și cu foarte multe minuțiozitate. Deja vă spun acum câteva lucruri despre atelierul intern al fabricării acestor miniaturi. Inițial, sigur că se poate aborda miniatura ca un joc al unui elan de sintetizare, de prindere fugitivă a unor informații, dar totuși în sinea sa miniatura rămâne aceea din definiție. Adică, până la urmă, te obligă la o muncă și la o, la o insistență pe lucrare care atinge, de fapt, uneori timpul pe care îl ocupă o lucrare mare. La un moment dat, observând această, poate, înclinare, trebuie să recunosc, poate am o înclinare în acest sens, recunosc că la, la o anumită vreme am încercat să fac timbru și am încercat să fac un timbru modern, fără discuție, deci un timbru care este la o scară mai mare și prin reducere la dimensiune capătă o sinteză mai mare și așa mai departe. Scrisul era făcut pe calculator și m-am întâlnit cu, cu domnul Stoianov, care semnează, cred că vreo 50 de ani de filatelie în România și care mi-a spus, zice, tu ești cam neofit așa, vii peste noi aici, vrei să faci timbre? Uiți că aici lumea a muncit la timbrele astea foarte mulți ani și că noi avem oamenii noștri. Cu ce ai făcut scrisul? Zic, pe calculator. Nu o să-l faci pe calculator. Zice, eu pot să scriu cu mâna, domnule, la dimensiunea aia timbrului. Și mi-a explicat cum ei fac totul la dimensiunea aia și fără să apeleze la tehnici moderne și păcăleli din astea, cum zicea el, nu știu ce. Așa. Mi-am dat seama că nu prea am locul pe acolo și n-am mai insistat, dar mi-a plăcut. Cert este că dacă pornim să facem aceste lucrări, ne întâlnim la un moment dat și cu opinia altora, care sigur le consideră bijuterii, deci mi-amintesc Ciucă la un moment dat le-a numit așa într-o expoziție în care aveam și miniaturi, pentru că e un gen care recunosc că-l practic acum, că, ca și celelalte. Iar Virgil Mocanu, la un moment dat, într-o deschidere de expoziție, a spus că, domnule, miniatura este o lucrare foarte serioasă pe care o privești pur și simplu, o privești altfel, o privești cu un ochian întors. Pentru că dacă te uiți invers, ea este o lucrare mare, la fel de bună ca orice lucrare mare, dar dacă întorc ochianul, ea devine o miniatură. Deci e o idee interesantă de a, de a defini prin punctul de vedere miniatura. Miniatura însă rămâne în continuare o lucrare de mare meticulozitate, dacă facem miniatură și nu facem schițe. Și m-am gândit că se pretează și cu acest moment, pentru că trebuie să recunosc că eu mi-am pregătit cumva expoziția încă din toamnă, ca idee, pentru ideea primăverii, ideea lucrurilor mici oferite, lucrurilor delicate, lucrurilor care
ne împlinesc în, în schimbarea anului, în apariția primăverii cu toate promisiunile ei. Aș vrea ca și dumneavoastră să, să aveți măcar acea bucurie a privitorului din expoziție sau poate chiar a colecționarului care vrea să își rețină aceste mici amintiri pentru o perioadă mai îndelungată. Deci vă invit cu drag să vedeți expoziția și vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și pentru prezență. Din nou în galerie, dragi prieteni, de data aceasta cu maestrul Mircea Titus Romanescu, proaspăt vernisat, o nouă expoziție, marca maestrului, o nouă expoziție, dar și o reinventare a maestrului Mircea Titus Romanescu, pentru că pe simeze de data aceasta sunt miniaturi. A vorbit dumnealui aseară despre miniatură, despre ce înseamnă miniatură. Sunt tablouri de mici dimensiuni aici pe simeze, peisaje, dar și lucrări abstracte ale maestrului în stilul caracteristic dumnealui, peisaje pragheze, peisaje venețiene, delicioase, vreau să spun. Nu întâmplător, pe o parte dintre ramele tablourilor sunt și niște mărțișoare. Exact la asta s-a gândit și maestrul, că astfel de lucrări de mici dimensiuni pot face obiectul unor cadouri de altă natură decât flori, bomboane, nu știu ce se mai obișnuiește, pe la 1 martie, pe la 8 martie. Dragi prieteni, puteți veni să vizionați expoziția până pe 3 martie, până pe 2 martie, de fapt, pentru că pe 2 martie va fi un alt eveniment aici la Galeria Lascar Vorel. Maestre, bine ați revenit pe meleagurile natale. Bine v-am găsit și mă bucur că am reapărut cu această vreme frumoasă de primăvară, că se leagă de sărbătoarea Mărțișorului și de alte sărbători care au fost iubite. Da. Așa, da. În preajmă. Chiar cred că sala e mai potrivită pentru genul acesta de expoziții, cu mai cu formate mai mici. Formate mai mici, sigur. Probabil că încercăm, experimentăm acum să vedem, invităm și alți colegi să facă. Cu siguranță, eu pot să jur că în viitorul foarte apropiat vom mai vedea isprăvi de acest gen în rândul confraților dumneavoastră, pentru că în afară de rolul absolut, în primul rând estetic al acestor lucrări, în afară de faptul că pot fi oferite ca și cadou,
că se încadrează și în locuințele mai mici ale nemțenilor și nu numai, ale prietenilor noștri. Sunt vremuri și vremi nu tocmai propice pentru artă și artiști. Lucrările astea și costă mai puțin. De ce să nu ne gândim și la latura asta? Pentru că, în definitiv, ramele costă, culoarea costă, pânza costă, toate materialele astea vă costă bani și de ce să nu ne gândim și la faptul că ar trebui să recuperați, măcar să recuperați acești bani, dar de ce nu să aveți și pentru alte lucrări? Și atunci, într-adevăr, ca experiment, este unul de două ori binevenit. Estetic și practic. Sigur că da. Chiar se glumea la un moment dat că artiștii plastici își cam țin banii în rame. Da. Tot ați atins cuvântul acesta, ramă, și valoarea ei, așa, de care suntem foarte legați. Lucrările fiind mici, am spus, și miniatura fiind un gen în sine, pot ajunge la un moment dat niște mici bijuterii plastice și sigur că există loc pentru o bijuterie în orice casă. Mai puțin să o ții într-un sertar, cred că. O, da, dar, da. Asta e ca și cu așteptările noastre de imediat de după 89, când să vezi ce o să apară acum literatura de sertar, să vezi și artiștii plastici o să fie mai îndrăzneți, o să... Nu, sertarele erau goale. N-am văzut pe spate de privința asta. O carte trebuie să șadă în bibliotecă, dar nu doar ca obiect decorativ, trebuie să fie frunzărită, citită, sigur că da, să fie rufoasă de acum de citit. Asta o menține în viață, o lucrare artistică, o pânză, indiferent din ce domeniu artistic, domeniul plastic, trebuie să fie privită, pentru că ochii privitorului îi dau viață în continuare. Bineînțeles, bineînțeles. Ea este creată pentru privitor, pentru cel care vrea să se bucure de intimitatea asta, dialogului cu lucrarea. Este o intimitate până la urmă. Noi, în acele momente în care o contemplăm, creăm o legătură unică, de fapt, și cu totul specială între privitor și lucrare. Pe unde ați mai umblat, maestre, înainte de revenirea așa de scurtă durată, păi, sau nu știu, mai scurtă durată aici pe meleaguri natale? Ultima întâlnire, fără prezența ta, care erai plecat, a fost la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, da? Fiind în toamnă, nu am mai avut multe umblări. Da. După ce a venit iarna și n-am făcut decât o singură expoziție de atunci, din septembrie, de la muzeu. Am avut o invitație la Palatul Nobles din București, care împreună cu, fine, sub tutela Asociației Nobles, au creat o sinergie între interioarele care ei le pregătesc și le prezintă publicului, cu arta. Deci au fost mai multe proiecte, s-au ales, nu știu, sunt unul din primii care au deschis acolo drum, pentru că nu totul merge pe interioarele lor, care sunt spre clasic cumva sau spre simbolismul ăsta al Jugendstilului și așa mai departe. Deci eu am intrat bine aici, că practic lucrările mele au cumva au amintit de o anumită zonă de timp și așa mai departe. Deci, chiar vreau să aduc în discuție un subiect de genul ăsta, apariția unor astfel de evenimente, de fenomene culturale, tip Palatul Nobles, tip, nu știu, spațiile non-convenționale de expoziție. Pentru că, da, ați remarcat și dumneavoastră seară, au remarcat și prietenii noștri care vin mereu aici la vernisaje, la expoziții, galeria Lascar Bora din Piatra Neamț este mică, ca și dimensiuni, bun, inimoasă cu expozanții și cu publicul, dar micuță, și orice spațiu care poate oferi un mod de expunere pentru un artist este binevenit. Exact. Și implicarea în proiecte culturale de anvergură,
chiar este un fenomen destul de nou, dar la fel de binevenit în România. Exact. Vreau să amintesc că, cumva, pe calea asta, pentru că vorbim de spații neconvenționale și nu neapărat de galerii, da? În anumite țări se practică sistemul ăsta de expoziții de o zi sau două, care se petrec în casa privată a cuiva. Exact. Care are un spațiu mai generos și care, sigur că, pun la dispoziție pentru a fi totul în conexiune directă cu ce se expune. Expoziția e foarte scurtă, întâlnirea iarăși este scurtă și la obiect și, cum să spun eu, ne apropiem cumva de, să zic, de genul muzical care durează în spațiu și timp de expunere cu dimensiuni bine stabilite. Da, deci se încearcă tot felul de promovare a artei în afara spațiilor clasice da, și sigur că instituționalizate și așa mai departe. Da, în astfel de spații probabil că vom întâlni, n-am asistat la un asemenea eveniment, deși mi-aș dori, probabil că întâlnim și alt public decât cel cu care suntem obișnuiți la fiecare vernisaj. Interesant. Câteodată nu poți să inviți toată lumea care vrea să vină, dar și dacă ești undeva într-un spațiu de stat cumva nou, familia care organizează chestia asta prin efortul prietenilor și persoanelor care vin, constituie deja un public aparte. S-ar putea să nu-i găsești, să-i poți aduna pe toți exact. În alt moment. Da, da. Da. Deci sunt, vreau să amintesc expozițiile de grădină, de curți interioare, deci să fac, și muzeele fac, care au câte o curte interioară mai generoasă, fac expoziții de vară cu lucrările expuse. Poate fi o idee și pentru muzeul nostru, dar care are o oarece exact. Curte interioară destul de frumos aranjată. Sigur că da. Nu cred că stă rău acolo. Pentru o perioadă mai sigur scurtă, că da, sigur. Dar e un impact. De este altceva. Sigur că da. Deci lucrarea care ajunge și într-un spațiu deschis. Deci sunt lucruri interesante care se pot face pentru a scoate lucrarea din instituționalizarea asta a spațiilor consacrate exact. Și care poate au și un circuit, un trafic mai mic. Exact, pentru că a devenit o rutină, deja v-ați dat seama și dumneavoastră, în afară de invitații personale ai artistului, care pot fi alții decât cei obișnuiți ai unei galerii de artă, cam aceleași chipuri se văd de fiecare dată. Iarăși o chestie care mă zgurmă și cu care am discutat până acum cu toți artiștii plastici cu care am avut onoarea să dialoghez. Ce facem ca să atragem chipuri noi în galerie, maestre? Dispar orele de educație estetică de prin școli, de educație muzicală, cum mai zic, se fac propuneri în genul ăsta, ore de istorie, nu mai sunt necesare, dar în privința educației estetice, în momentul în care un tânăr, un copil, un adolescent nu mai învață cum să aprecieze sau cum să înțeleagă o operă de artă, putem avea pretenția ca el să devină viitorul vizitator al unei galerii de artă? Da. Deja sunt în desfășurare niște fenomene foarte interesante care eu le-aș numi acel al școlilor de artă private. Sigur da. Că da. E foarte interesant că, de fapt, tu instruiești copilul, indirect instruiești toată familia. Exact. Practic, exact. Pentru că ei... Familia urmărește activitatea exact. Copilului. Exact. Ei devin interesați să promoveze ce face copilul și atunci asigur că într-un cerc care nu era pregătit pentru asta, da. Se realizează o infuzie de artă și e foarte bine. Foarte adică frumos, da. Și începută și de unde trebuie. Nu trebuie neapărat ca acel copil să devină un geniu sau un artist da. Plastic profesionist. Se poate întâmpla asta, dar pentru el e suficient acel minim de educație plastică primită până la o anumită vârstă, până decide el ce face exact, mai departe. Exact, da. Exact, exact. Pentru că li se predau și noțiuni de istoria artei și despre curente artistice. Exact. Foarte frumos. Da, da, da. Chestii pe care Alminter n-ar avea din altă sursă unde să le învețe. Exact. Și mai e ceva, că totuși
Dumnezeu meșteșul ăsta, până la urmă. Și o pasiune, un hobby. Și, ca pe un hobby, până la urmă. Pentru da, o parte dintre copiii care merg acolo. Cum am urmărit și eu pe la prietenii mei care au asemenea școli și sigur au pregătirea necesară să facă așa ceva. Dom'le, copilul acela este, cum să spun eu, antrenat să muncească, dar să muncească într-un mod organizat, îl învață cum să muncească, practic. Pentru că o lucrare nu e neapărat un hobby. Trebuie învățat să facă ceva serios. La modul, și lucrurile cele mai serioase s-au dovedit, cel puțin pentru copii, că se învață prin, se fac prin joacă. Și mi se pare că acest prim experiment al lui de a realiza ceva serios e o chestie și pe educația muncii foarte bună. Exact. Asta începe să se piardă la noi. Copilul este supra... Educația muncii. Cultul pentru munca bine făcută. Deci, o chestie care, în fine... va fi probabil reactualizată mai târziu. Se va vedea ce... Să sperăm, pentru că societatea, nu știu, mai sistemele astea paralele cu cel educațional le oferă copiilor false exemple, false modele, foarte periculoase, false modele care îndepărtează de muncă. Uite ce facil se poate ajunge undeva, să fii băgat în seamă, să fii văzut, să fii știut, fără să trebuiască să faci, să faci ceva. Așa este, așa este. Pur și simplu, apariție la un scandal mediatic în România a născut vedete, din păcate. Sigur că da. Vorbim tot de aspectul ăsta educativ, domnule, practicarea unui sport creează același lucru, domnule. Odată că capeți o rigoare a muncii cu tine, cu corpul tău și cu, cum să spun... O cunoaștere a propriilor limite duce, până la urmă, ceea ce nu-i rău nici asta. Te duce spre dezvoltarea ta. Asta e rolul educației, până la urmă, să-ți creeze niște puncte de pornire pentru educația ta, pentru drumurile care le-ai de făcut mai departe. V-ați propus ca în viitorul mai mult sau mai puțin depărtat să participați la un proiect sau să inițiați un proiect legat de urbea de unde ați plecat, de Piatra Neamț, de cetatea Piatra Neamț, ca cetățean și artist al... ceva care să aducă un plus de frumusețe acestei cetăți supranumită deja Perla Moldovei. Sigur că mi-am propus și din păcate sunt un pic întârziat cu un program de care vorbeam noi la un moment dat. Trebuie făcute, în primul rând, trebuie obținute și alte câteva spații, poate un spațiu mai generos de expoziție, ca să poți invita. Deci e foarte important în oraș să aducă niște expoziții internaționale. E bine și pentru gustul publicului, ca să vadă și alte direcții și mai departe, dar în același timp și pentru noi care trebuie să ne integrăm undeva într-un spațiu cultural. Exact. Că altfel ne izolăm. Fenomene culturale integrate unui fenomen mai larg. Da, nu uitați că Piatra Neamț este declarat stațiune turistică de interes național. Un eveniment cultural din asta ar atrage probabil turismul cultural de care nu s-a făcut pomenire acum și care ar putea atrage. Într-adevăr, am participat, am avut marea oportunitate să particip în toamnă undeva împreună cu niște prieteni artiști de aici care au o școală particulară de artă, care lucrează cu copii, vorba de Lucian Gogu Craiu soția dumnealui, începând de duminică, Crina. Am mers la Bușteni, la Castelul Cantacuzino, acolo se desfășura, era în plină desfășurare o expoziție Dalí, desene și schițe Dalí. Vreau să spun că se făcea programare pentru vizitare cu 3 luni de zile înainte. Asta spune ceva. Da, fluxul de turiști veniți acolo, unii doar pentru această expoziție, nu poate să fie decât benefic pentru o localitate, pentru o urbe, pentru mai contează. Da. Absolut de acord, așa cum mă gândesc de mai mulți ani de ce n-a apărut totuși o filarmonică aici. Pentru că sunt atât de mulți iubitori de muzică și e normal să fie, pentru că sunt oameni cultivați.
Și am nevoie. E o nevoie neacoperită asta, pur și simplu. Da. Și cred că se putea face. De proiecte în cred sensul ăsta am auzit, sigur, dar au rămas deocamdată la stadiu de frumoase, sigur, proiecte. Sigur că da. Deci, poate chiar un spațiu din ăsta destinat artelor. Palata artelor. Da, palata artelor. Cred că merita orașul, pentru că are și vechimea... Pentru că ar fi valoare pentru oraș, adăugat orașului, da? Vechimea preocupărilor în domeniul ăsta există, deci ar trebui să se finalizeze o chestie de genul ăsta. De fapt, s-ar reveni la niște evenimente culturale care au existat cândva, nu? Exact, erau exact. Fel de stagiune, veneam exact. Filarmonica din exact. Iași, veneau exact. Cei din Bacău. Exact. Era un fel de stagiune permanentă. Chestie de care, într-adevăr, da. Să-i spunem un Ateneu al Artelor. Ateneu al Artelor, da. Absolut. A ajuns în interizor aproape. Și ar fi, cred, niște spații, numai că odată se preferă să fie închiriate, să fie destinate unor obțineri de bani imediat, da. Dar asta ar fi o chestie de durată. Pe în jurul unui Ateneu din ăsta se poate desfășura un proiect foarte consistent și așa mai departe. Deci, un proiect care ar atrage chiar și bani în acest sigur, oraș. Sigur, cei care ar veni să da, participe da, la da, evenimentele da, respective da, da, ar cheltui niște bani aici, până că ar rămâne aici, exact, la noi. Plus exact. Proiectele care se pot atrage pe seama acestui exact, Ateneu exact. În toate domeniile, legat, conexe da, unui Ateneu al artelor. Da. Da, ar fi multe proiecte. Să ajungem ca în bancul acela, zice, domnule, eu idei mai am, zice, tu gâște mai ai. Tu gâște mai ai, da. Da. Ideea miniaturilor este nouă? Nu este nouă la noastră? Nu, eu... Ați cochetat. Mă preocup de mult de acest gen. Cred că de peste 20 de ani fac miniatură. Am făcut-o și sub formă de adresată capitolului de felicitare, deci felicitări originale, pictate și mai departe. Am trecut prin niște momente din astea care, da, sigur că până la urmă, ea fiind un gen aparte, ea trebuie respectată ca gen, adică ea nu trebuie amestecată cu alte lucruri până la urmă. Sigur că acele felicitări care circulau la un moment dat, făcute de mine și de alți artiști au făcut chestia asta, lumea le înrăma până la urmă. Că el, până la urmă erau niște obiecte de artă. El devenea sigur și relua locul lui, oricum. Sigur da. Că da. Sigur că da. La fel, îmbina da. mai multe exact, domenii, exact, util exact. Plăcut și, da. Până la urmă, de suflet, locul unei lucrări de artă este da, undeva supusă privirilor, supusă încântare. Aici, nu știu, aș vrea să spun că încercările de a pune copia să bată lucrarea originală nu sunt cele mai bune soluții. Sunt, poate, în câmpul ăsta de promovare a artei, de, totuși, reproducerea rămâne o reproducere. Ea nu are, și este un lucru dovedit. Poate, deși unele reproduceri au ajuns să se vândă cu prețuri destul de mari, nu mă refer doar la pictură, sunt afișe care inițial au fost tratate de tot de pictori celebri, replicile lor sigur, în continuare se vând bine. Sigur. Este un model, am aflat acum de curând în galeriile de peste ocean, de promovare a unui artist în felul ăsta, prin vânzarea replicilor după lucrările dumnealui, în timp ce lucrările originale stau în galerie și sunt privite pentru o anumită bucată de vreme, un contract se face între artist și galerie, și apoi cu voia artistului sunt scoase și la vânzare, dar după expirarea acelui contract. Găsesc mai interesant aici altă idee, care în general e practicată în vest. Eu am văzut-o în Olanda, chestia asta. Deci, închirierea de lucrări. Pentru că e altceva, domnule, să ai originalul în casă.
până la urmă. Când nu degeaba se ajunge la licitații la sume astronomice, pentru că cineva își dorește să aibă un original. Nu, și ei nu se încurcă cu reproducerea, adică nu, reproducerea are locul ei, are statutul ei, nu ajunge atât de intimă cu tine. Să o pui într-un spațiu personalizat al tău, da? Vezi aproape mișcările artistului. Exact. Și ei fac următoarea treabă. Când au un eveniment, ei închiriază lucrări pe o perioadă de timp. Indiferent din colecții private, din colecții muzeale... Din galerii, galerii practică chestia asta cu închirierea. Și sigur că evenimentul dă foarte bine, pentru că lumea întreabă, nici nu știe că lucrarea e închiriată, spre exemplu, nici nu trebuie să știe, de fapt, adică el observă nivelul la care cineva l-a primit în spațiul ăla. Și o dumneavoastră, erau numai lucrări originale. Și ce lucrări. Și o altă lucrări. Prestanță evenimentului. Da, deci asta e o chestie care, de fapt, continuat-o noi cumva ca idee și în spațiul ăsta de la Nobles, care e un spațiu de prezentare a altor lucruri, dar și a artei. Pentru că merg bine în spațiile alea. Deci, tot acolo ajungem. Adică, tot la a promova originalul până la urmă. Da. El conține maxim, arta nobilează un spațiu. El conține maximum de energie. Sigur că înglobat. Sigur că da. Prin reproducere se pierde din energia transmisă de lucrări. O bucată din sufletul artistului care ne privește. Sunt niște câmpuri totuși care le-au măsurat la un moment dat cu diverse dispozitive și le-au comunicat în cadrul acelei manifestări odată la 5 ani documenta care se face la Kassel în Germania. Deci au comunicat chestia asta, a fost luat în comunicări energia măsurată și transmisă de o lucrare originală de artă. Incomparabil cu o reproducere. Sigur că da, deci nu e numai o joacă. În cazul apariției multor reproduceri ar putea exista riscul ca artistul să se lenevească, să am deja un număr de lucrări, reproducerile vândute după aceste lucrări merg bine, ar putea duce la așa ceva, la o lăsare pe tânjală a actului creației. Nu, creativ. Nu cred. E, cum să spun, e un mod de promovare reproducerea. Foarte bun. E un mod de promovare. Dar promovează ce? Pe acel lucru care, după care e din altă, din altă parte. Da. Putere de muncă aveți, imaginație nu se mai pune problema, de călătorit, vă place să călătoriți și oriunde ați merge, ce v-a impresionat acolo apare și în lucrările dumneavoastră, din colorit, din compoziții, din asta, se vede că sunteți un mare iubitor al celor ce vă înconjoară, un mare optimist, pentru că toate culorile sunt vesele în aceste miniaturi, în asta. V-ați pus vreodată problema să așezați undeva și să nu mai plecați, că vă ajunge cât ați văzut până acum și aveți amintiri și imagini memorate în dumneavoastră pe un mediu electronic, nu mai contează, încât să aveți ce lucra tot restul vieții? Nu mi-am pus problema asta, pentru că a te stabili undeva, deja viața te duce spre acel... Așa. Spre acest eveniment, de a te stabili undeva. Mi-a fost cumva și mie este încă puțină teamă de a mă stabili undeva. E foarte frumoasă această viață în complexitatea imaginii care ți-o oferă în realitate. Pentru că dacă anumite persoane, artiști vorbesc, practică genul ăsta de peisagistică și e o chestie foarte interesantă că, de fapt, de acolo vine foarte multă energie. Din mediul ambient, deci pleneriștii nu degeaba se duceau și lucrau în aer liber. A lucra în aer liber față de a lucra în atelier, există o diferență între cele două moduri. Deci, cea mai multă energie o primești direct de la fața locului, că după aceea poți să lucrezi de pe acel lucru, pe acele schițe, să lucrezi în atelier,
Se poate, dar nu... Nu e același lucru. Nu e chiar același lucru, da. Deci... Cum procedați dumneavoastră în momentul când, uitați, ați vizitat Praga, Veneția, aveți miniaturi care reprezintă aceste incursiuni ale dumneavoastră în spațiul european? Cum procedați? Vă luați schițe la fața locului, faceți fotografii? Îmi fac și schițe și fotografii, da. Problema e următoarea, că majoritatea subiectelor care sunt expuse aici le-am mai prelucrat de mai multe ori. Deci ele au apărut... La alte dimensiuni. Alte dimensiuni au apărut în alte lucrări. Doi, vreau să spun că atât de bogată e informația asta, că mereu iese altceva. Este extraordinar. Da. Trebuie să mărturisesc că poate și începuturile mele aici în Piatra, cu, alături de unchiul meu Ștefan Hotnog, care era un împătimit al plenerului, așa, și acelor acoarele făcute în aer liber și erau extraordinare, domnule, era o chestie care probabil că mă bântuie încă și a rămas undeva în plăcerea de a lucra peisaj. Și dacă pot să lucrez direct în natură, e cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru, am văzut atunci, dacă mai, bineînțeles că vă mai aduceți aminte, tabăra de la Potoci, 2013, dacă nu mă înșel. Da. Dar cu câtă plăcere veneați din natură, de pe câmp, de pe deal, de pe efectiv, munte. Efectiv, încărcat. Exact. Încărcat cu multă plăcere. Nu s-ar fi zis că erați acolo de dimineață până la orele după amiezii. Nu se vedea oboseală pe chipul dumneavoastră. Și... Dimpotrivă, o jovialitate și o plăcere a conversației. Ca să mai facem o mică glumă profesională, să zic așa, domnule, lucru în aer liber te păzește de substanțele acelea terebentinoase care le folosești în atelier și cu care te încarci acolo în atelier în neștire. În aer liber nu se mai simt. Da, deși aveți lângă dumneavoastră, fiind atâta aer curat, se diluează foarte mult și nu... Exact. Nu se mai incorporează anumite substanțe, unele dintre ele foarte toxice. Sunt foarte toxice, deci... Da. Organele astea de filtrare ale pictorilor sunt foarte bine expuse la o serie de solvenți care sunt foarte nocivi. Ce se vede mai puțin în lucrările dumneavoastră, dar nu cred că vă este un subiect pe care să-l evitați, portretul, omul, chipul. Da, e adevărat, pentru că portretul are un alt drum, de fapt. Ar trebui să fac o expoziție cerând portretele înapoi. Eu nu dețin portrete decât cel mult autoportrete. Portretele sunt plecate, adică sunt... În general făcute la comandă, sunt făcute la comandă, sunt făcute pentru cineva, dedicate cuiva, deci persoana aceea se bucură de ele, nu... Apropo de... tot de tabăra de la Potoci, Bicaz Vânător Neamț, cu... care avea ca temă portretul și a fost abordat destul de puțin, vă aduceți aminte? Da. Oamenii au fost, artiștii prezenți acolo, au fost încântați efectiv de natura înconjurătoare și nu s-au putut abține să nu, da, să fost, nu ia cântuie din ea. Cum să spun, denumirea a fost cumva mișcată față de ce s-a realizat, dar s-au realizat tot niște portrete. Până la urmă, da. Deci, un copac poate prezenta caracteristicile unui portret, spre exemplu, pentru că el are o anumită individualitate și personalitate care e o ființă vie, totuși. Adică, de multe ori m-am identificat eu însumi cu anumiți copaci, spre exemplu. Și am făcut niște portrete de copaci și am zis, domnule, ăsta sunt eu, ca nu știu ce fază. Am uitat că respectivii copaci au rădăcini. Da. Dumneavoastră nu vreți să le prindeți, nu vreți să le așa, deși vă gândiți. E mai mută din când în când. Da. Sunt acum mijloace chiar moderne, de fapt, fără să strige prea tare rădăcinile. Cât mai rămâneți pe, măcar până să se închide expoziția, mai rămâneți rămân, în zona? Rămân pe toată perioada asta, sigur, da, a expoziției și mă voi întoarce la București, unde mai am niște lucruri de rezolvat, după care vin din nou aici, da, și
mă apuc de lucru. Am terminat o perioadă de lucru, deci un lucru de observat este că marea majoritate a lucrărilor sunt absolut noi. Sunt făcute fie la luna decembrie, fie în ianuarie anul ăsta. Sunt maniere de lucru asemănătoare, dar subiecte total diferite. Sunt total diferite, cum vă împăcați? Cu lucrați alternativ? O zi pictați peisaj, o zi abstract? Dacă, sau terminați întâi un ciclu și apoi vă apucați de altceva? În general, da, le lucrez pe, fiind și tehnici diferite. Deci, cele abstracte sunt lucrate în acrilic, celelalte sunt în ulei. În general, trebuie să le practici cumva separat, să nu le amesteci, pentru că ba se usucă uleiurile, ba se întâmplă. Deci, ele sunt materiale diferite și atunci preferam să le tratezi în cicluri pe materialul respectiv. Cu aceeași dragoste și nu știu, plăcere vă plecați și asupra unei maniere și altă? Păi artistul de dumneavoastră se simte atras spre un gen anume mai mult decât spre altul? Nu, pentru că ele se completează, dar se completează într-un mod foarte interesant. Dacă în partea de abstract, să zic, deși un abstract care trage spre o intrare în figurativ la un moment dat, da, dar sunt și unele care încă nu, am spus că nu le pot da titluri, așa, pentru că ele sunt niște exerciții mentale, partea asta de abstract, ele sunt niște exerciții de extragere a unor lucruri dintr-un univers. Așa. Dincoace sunt niște realizări extrem de bine stabilite. Ați fost, ați văzut, miniatura în ulei, aia, v-am spus, e genul separat, e așa. Munca e aproape la fel de mare, deci când începi să extragi din abstract niște lucruri, munca este foarte, foarte profundă și poate să duleze o lucrare de mici dimensiuni foarte mult timp. Sau să o și refaci, sau să constați că nu-ți place deloc, sau știu eu ce. Că nu iese. Da. În timp ce celelalte, cu minți, ele ies totdeauna. Da. Adică miniatura figurativă. Ea iese. Exact. Da, nu supără pe nimeni. Vă despărțiți greu de lucrările noastre? Uneori da. Și în acest sens am început să-mi colecționez, să-mi autocolecționez lucrările de vârf de ciclu, ca să zic așa, unde am câte o lucrare, două de mare. Bine, asta m-au învățat și profesorii mei și mi-au spus, reține niște lucruri că nu le mai faci asta. Și atunci ei mi-au zis, eu n-am crezut inițial, după aia mi-am dat seama că nu mai poți fi în starea aia în care ai fost când ai făcut. În ziua respectivă. Da, nu. Bănuiesc că în funcție de starea și care... Și nu faci o copie, că n-ai de ce. O, da. Adică nu. Și e interesant, de asemenea, să vezi o suită de lucrări în evoluția ta. Adică asta e foarte important pentru artist. Să vadă lucrul ăsta. Evoluția, să-și vadă evoluția. Da. Sunteți un scor exact. Monitor în privința asta, un căutător? Bineînțeles. Asta caut tot timpul și... am vrut mereu să, cum să spun eu, să surprind cu lucruri noi și nu cu reveniri pe... Să ne surprindeți pe noi, amatorii de artă frumoasă și privitorii expoziții, sau să vă surprindeți și pe dumneavoastră? Să forțați limitele în momentul în care, sigur, în momentul în care găsesc niște lucruri care nu le-am mai făcut și sper să găsesc mereu niște lucruri care nu le-am mai făcut, în primul rând aia este bucuria, plăcerea parșivă a artistului. Adică se bucură numai el întâi de lucrul ăsta. Maestre Lucea Titus Romanescu, vă doresc multe plăceri de astea parșive. Mulțumesc. Adică multă căutare în continuare și multă scomonire. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ne-ați acordat această întrevedere. După întoarcerea dumneavoastră de la București, ar vrea să urmăresc evoluția proiectelor la care v-ați gândit până acum și pe care doriți să le puneți în practică. Avem subiecte multe. Vă mulțumesc tare. Mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, încă un artist al locului, un artist care a venit să
înnobileze încă o dată acest spațiu din care își trage seva. Îi mulțumim maestrului Mircea Titus Romanescu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și ne întâlnim cât de curând.